Și mingea fusese între timp trimisă spre poartă de Nedelcu, a intrat în poartă, dar arbitru Nicolae Raina dictează lovitură liberă în favoarea formației Steaua din interiorul careului de 16 metri al acestei formații, ca urmare a faultului comis asupra 1, Steaua, Politehnica Timișoara, Vișan, autorul golului, așa am văzut eu, șut la marginea careului de 16 metri și iată Steaua care luase un avantaj de un gol la începutul acestei partide, este egalată de Politehnica Timișoara cu un minut înainte de sfârșitul primei reprize. Deci minutul 44 după ceasul meu, repet, 1-1 Steaua Politehnica Timișoara, zic eu, Vișan autorul golului. De la centrul terenului, Steaua a repus balonul în joc și de la demarcaj. Se anunță autorul golului, așa cum v-am spus și eu, Vișan. Și spuneam, Steaua care avea avantaj pe tabela de marcaj, deși juca cu un om în minus, acum nu mai are nici acest avantaj și este handicapată de lipsa acelui jucător din teren, acel jucător care nu este altul decât Marcel Răducanu, unul din... Și își vor continua acțiunea de atac, cu toate că Adrian Ionescu a căzut la pământ și... încerca să obțină o lovitură liberă pentru echipa sa. Balonul se află în posesia jucătorilor de la Politehnica Timișoara, care acționează în viteză de această dată. Mingea este în interiorul careului de 16 metri al formației Steaua, dar Roșca se transmite mingea înapoi. Șut totuși de la distanță, trimis de unul din jucătorii din linia de mijloc a echipei Politehnica Timișoara, recuperează Steaua. Mingea ajunge la Dumitru. Dumitru nu reușește să rămână în continuare în posesia balonului. Este deposedat de minge de Vișan. Rămâne la pământ, probabil. Efortul depus de-a lungul partidei îl afectează pe Dumitru. Balonul se află în poziția lui Nucă, e în apropierea colțului care o deșe spune de al formației Steaua. Mingea este la cei de la Politehnica, Dembrovski la minge, înalță mingea spre, a încercat să o ridice în careul de 16 metri, dar contrează Zahiu, nu, Nițu este cel care a contrat și lovitură de colț pentru echipa Politehnica Timișoara. De pe partea dreaptă a terenului de această dată se execută lovitura de colț și iată, din nou Păltinișan vine încet, încet, discret la marginea careului. S-a executat în alt, Păltinișan sare și gol! 2-1 Politehnica Timișoara Steaua.